aici. Astăzi se întâmplă audiția pentru The Masked Singer, o nouă emisiune, de fapt nu e chiar nouă, pentru că este sezonul 2 din emisiunea The Masked Singer, România. Și am decis să facem un casting, să vedem ce tinere talente găsim pentru această emisiune. De când activezi în această industrie? Mă antrenez și fac dansuri de la vârsta de 12 ani. De mai mult de 10 ani, undeva la 11. De când mă știu? Dansez de mic. De 7-8, am și pierdut la numărătoare, de 7-8 ani. În industria dansului activez de 5 ani, de când m-am mutat, dar fac dansuri practic de la 4-5 ani, de când eram în Iași și înainte să mă mut. El este Oz, este stage director pentru emisiunea The Masked Singer. So when we all sat home, you know, like almost a year, to go back to the studio and to audition and to dance, it's like fulfilling and it's great and it's fun. And I could see it on the dancers today. They were really good energy and they push everything to the limits and it was really nice to see everyone. Am auzit că sălile sunt asemănătoare celor din California, chiar LA direct. Măi, am auzit și eu astăzi venind pe aici dansatori pe care n-au mai călcat pragul noi în noastră școală de dans. Au spus că arată ca în afară, așa ca în LA și ne-am bucurat foarte tare, îți dai seama? Cred că este una dintre cele mai mari școli de dans din țară și cred că avem cele mai mari studiouri de dans. Din experiențele mele pe care am avut în afara țării și castingurile la care am fost, era foarte dur cumva casting. Tocmai pentru că, în primul rând, vrei să vezi persoana aceasta, ce fel de caracter este, cum dansează și vrei să vezi anduranța. Vrei să vezi cât rezistă și cum se comportă când are foarte mult de muncă, pentru că o să fie un volum foarte mare de muncă în această emisiune. Și atunci, cumva, era un test dublu, să văd și cât rezistă persoana. De asta am întins coarda puțin. Da, Muze este o asociație benefică, înscrieți-vă în asociația Muze, pentru că e bine, împreună putem să facem o schimbare. Eu știu că schimbarea nu vine de azi pe mâine, dar în timp să sperăm că noi vom face ceva pentru generațiile de după noi. Un artist în adevăratul sens al cuvântului nu trebuie să le cuprindă pe toate, ci trebuie doar să-și facă arta și să aibă pe cineva care să se ocupe de partea organizatorică, de tot ce ține de financiar, de administrativ, I don't know. Că deci acum când mai ai nevoie de ajutor juridic pe contracte, nu-ți mai bați capul. Yes! Pentru că asociația Muze este aici cu noi. Thank you so much! Și mulțumesc pe această cale Muze, chiar ne-a ajutat foarte mult. And I would be part of it. Yeah, it would be an honor for us. You could be our honorary member. Okay, I'll be happy. Cât suntem mai mulți, cu atât puterea e mai mare. Unde-s mulți, puterea crește.